Vestea bună este că studiul de fezabilitate a acestui mare proiect, am putea să spunem, pentru regiunea de Nord-Est, s-a finalizat. Și spunem noi, s-a finalizat cu succes și aș vrea să scot din mintea tuturor, să spunem, acele gânduri că se dorește distrugerea unor paturi, se iau paturi, se fură paturi, se taie paturi. Nu se taie paturi, paturile se taie în atelierul de tăia paturi, nici de cum la Ministerul Sănătății, și e o falsă problemă. Va fi o reorganizare totală a sistemului de sănătate la nivelul regiunii de Nord-Est și de altfel în toate regiunile acolo unde apar spitale regionale de urgență, și mă refer și la Cluj și la Craiova. Reorganizarea vizează în primul rând creșterea eficienței sistemului medical prin creșterea calității serviciilor prestate. Pentru că tot ce se investește acolo, se investește exact în această direcție. Pe scurt, spitalul va avea 850 de paturi, nu se taie niciun pat, se aduc, să spunem, noi structuri construite care preiau din paturile existente pentru a putea să le ducă într-o clădire bine făcută. Spitalul regional de urgență de la Iași va avea 148.000 de metri pătrați și va găzdui 850 de paturi. Această clădire, acest edificiu va avea 148.000 de metri pătrați, 150 de paturi pe toate specialitățile clinice acute, deci cele care prevăd o intervenție, să spunem, rapidă, aș putea spune, de tip chirurgical în cea mai mare parte. Valoarea proiectului este de circa 361 de milioane de euro pentru întreaga clădire, cu toate dotările necesare clădirii, utilaje și echipamente, instalații de toate felurile, inclusiv asigurarea cu utilități funcționale acestei clădiri,